România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știu că mulți dintre voi vă îndreptați către casă în zilele și orele astea. Sau că și mai mulți așteptați ca azi, mâine, să revină acasă cineva drag. Părinți și copii, frați și surori, prieteni dragi se reunesc în aceste zile. Poporul nostru de muncitori peste hotare se întoarce acasă. Și dincolo de emoția asta, probabil că se va enerva în vamă de încetineala cu care merg lucrurile. Măcar și pentru atât să fi intrat noi în Schengen, dar acest eșec al clasei noastre politice ne ustură chiar de la graniță. Statistica spune că una din patru familii din România așteaptă pe cineva acasă în aceste zile. O familie din patru. Și cred că oamenii care vor intra în România sau care fac naveta de 2-3 ori pe an între noi și Occident au un ochi mai bun pentru ce ni se întâmplă. Chiar și cei care s-au stabilit aici în ultima vreme cred că au un ochi mai bun pentru ce ni se întâmplă. Sau măcar pot să vadă lucruri cu care noi ne-am obișnuit în rău, dar pot să vadă și îmbunătățiri, firește, acolo unde sunt. Și astăzi vă propun acest test de percepție, care e absolut subiectiv, vă dați seama. Sunt foarte curios ce o să-mi spuneți, chiar dacă locuiți aici sau în străinătate. Aș vrea să știu ce s-a schimbat la noi, unde lucrurile au mers bine sau unde au rămas pe loc. Sau poate pe aici, pe acolo, ne-am prostit de tot, vorba lui Brâncuș. Și în unele situații nu ne mai revenim deloc. De fapt, ce vede ochiul românului european când revine el acasă? Sau unde obișnuia să locuiască? Uite cum văd eu starea de lucruri. În mare, avem aceeași putere administrativă de am avut-o în ultimii 30 de ani, doar că acum e la un loc, e reunită, da? România nu reușește să facă mari investiții, adică autostrăzi subțire, drumuri subțire, spitale, la fel puține, deși banii curg de la Uniunea Europeană. Nu reușim să reașezăm educația? Bine. În administrație știți cum e. Pilăraie și de lăsare multe locuri. Punctual, în alte locuri însă, se repară lucruri, apar mici investiții, progresăm mai lent decât ar trebui și în niciun caz, cum s-ar spune, în chestiuni esențiale. Corupția, dragii noștri care reveniți acasă, să știți că e bine mersi, chiar mai bine decât acum 5-6 ani, aș îndrăzni să spun, căci nu mai întreabă multă lume de sănătate. În mic, așa luate lucrurile, de exemplu, la mine în sat se bagă apă după 30 de ani. E un progres și, de fapt, mulți primari, ca să spunem adevărul, mai reușesc să facă câte ceva. O aducțiune de gaze, mai inaugurează un contor, ați văzut, o bucățică de drum, mai dau cu un var, mai repară o școală. Civilizația vine la noi anevoios și scump. Și aici mă întreb, măi, cine o fi lipsind față de alții? Aia cum și-au pus lucrurile la punct? Altfel, să știți pentru cei care reveniți, că-i scumpete mare, suntem lângă un război, suntem amenințați și te întrebi dacă merită să-ți crești copiii aici. Ați reveni? Iată că îmi vine acum o altă întrebare. Și astăzi vreau să vă întreb deopotrivă pe cei care reveniți acasă, dar și pe cei care îi așteptați în România, acum cu mare, mare bucurie, ce vedeți, domnule? Ce se schimbă pe aici? Hai să vedem. 0372069599. Îl repet și stăm de vorbă. 0372069599. Apropo, puteți să ne sunați și dacă nu sunteți în graniță. Poate sunteți în Italia, poate sunteți în Spania, în Anglia, poate sunteți peste tot în lumea asta, sigur știți și aveți vești de acasă. Da. Hai să facem în felul următor. Ce schimbări vezi în România când revii? Sau ce afli? Ce am făcut bine și ce a rămas rău? Și vreau să-mi explici, așa, cu experiența ta de viață din momentul ăsta, dom'le, care e diferența fundamentală între nația noastră și cea unde trăiești zilele astea? Asta e bună și pentru români care cred că au circulat dincolo încoace și și-au făcut o idee. Așadar, 0372069599. Emisiunea asta e și pe Facebook, ca de obicei, o să mă uit la mesaje și acolo, dar la Europa FM, la România în direct, pornim acum cu Ion. Salutare, de unde ne suni? Ion? Nu e Ion, da. Nu știu ce am făcut, l-am pierdut, o fi de parte tare, te-ai gândit, Sorina. Hai să vedem cu Alexandru, dacă e pe linie. Alexandru, salutare!
Bună ziua! Bună ziua! Sunt un, hai să zicem, spaniol de origine română. După 20 de ani de viață în Spania, m-am reîntors în țară, probabil și impulsionat de către mesajul acelui premier în acel moment, Tăriceanu, prin faptul că el ne-a îndemnat, venind în Madrid, să ne întoarcem în România. Deci, odată revenit în România, toți prietenii mei, foștii mei colegi, m-au considerat un înapoiat. Dar nu înapoiat mental. Da, este adevărat, m-am înapoiat în țară cu speranțe extraordinare de viață și de existență într-o nouă România. Păi și cum a fost? În Spania am trăit, am intrat în Spania practic ca azilant politic. Am obținut prin prerogativele din acel moment azilul politic și respectiv cetățenia spaniolă în foarte scurt timp. Spune-mi cum ai regăsit România. Spune-mi dacă s-a schimbat ceva, dacă e mai bine, e mai prost, ce vezi? Deci, în primul rând, pentru mine a fost un șoc al viitorului, ca să zic așa, să fac o metaforă, pentru că m-am întors în trecut. Am venit în prezent, dar întorcându-mă în trecut. De exemplu, în primul rând, m-a șocat în acea perioadă că într-o primărie aproape de Ploiești erau, că aveau nevoie de muncitori să sape copaci sau ceva în genul ăsta. Și m-a șocat pentru că ei cereau pe anunțul respectiv care era amplasat în toată comuna, că una dintre cerințe era să fie cetățean de cetățeni români. Ori, între timp, am văzut că acum vin foarte mulți cetățeni din alte țări, din toată lumea, practic, și acel șoc m-a impresionat. Domnule, la săpat copaci scria domn primar că trebuie să fie cetățean român? Da, 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 și am protestat pe chestia asta. Noi eram deja în Uniunea Europeană și trebuia să fie cetățean român, să știe să vorbească cu copacul. Domnule, am citit, mulțumesc tare mult, Alexandru, am citit astăzi o poveste extraordinară în Libertatea. Mai știți ce s-a întâmplat cu afganii care au fost luați de statul român de acolo din calea talibanilor? Mulți dintre ei, oameni cu carte, oameni cu instrucție, judecători, constructori, ingineri, nu își găsesc de lucru în România și toată lumea îi refuză. Poate anunțul ăsta mi se pare teribil de important. Da, uite, asta nu se schimbă în România. Deși în momentul în care au venit ucrainenii, i-am primit cu dragă inimă și cu ajutor, că îi înțelegem, că ai noștri, cum ar fi. Ăștia afganii arată diferit. Auzi, cetățeni români la săpa copaci. Senzațional mi se pare asta. Titi, salutare, bine ai venit la România în direct, de unde ne suni? Am revenit, ieri am intrat și am pierdut legătura din Brașov, Titi, mă rog la telefonul, crezi alimentară, am o experiență de 20 de ani din Europa și România și parte din Europa, așa. Avem o mare adaptabilitate la condiții noi de muncă la țări noi. De asta 4-5 milioane de români de diaspori și-au găsit într-un fel loc acolo. Eu când mă întorc de fiecare dată în țară sau prieteni foarte buni de-ai mei constată o schimbare poate în bine, dar încă mai e de lucru la digitalizare, să fie serviciile astea publice mai eficiente. Stăm rău la eu sunt un moldovean mutat în Brașov, poate de asta Brașov e numit într-un fel Moldova Nouă. Stăm rău pe Moldova la nivel de infrastructură. Ce? La de asta s-a plecat masiv. Cred că bazinul Europei e mult în partea din Moldova. Au plecat pentru că ne, având autostrăzi, nu se aduce materie primă, nu pleacă produsul finit imediat. Fii atent, scrie aici un domn pe Facebook, Ionuț Ursac îl cheamă. Da. Sunt plecat de 10 ani, nu s-a schimbat nimic, același drum făcut de la Petea la Iași, în 9 ore.
Deci, în 9 ore, atâta ia. Bine, domnul Danghe Ban scrie mai jos că cea mai mare schimbare sesizată de mine, totuși, autostrada de la Cluj spre Timișoara. Atât cât e construită, contează foarte mult. Deci, pe partea aia se mai întâmplă câte ceva, pe partea Moldovei nu. Aici e aproape sigur. Da, da, dacă tot zici, dacă tot vii și pleci, nu îți sare și ceva în ochi, poate îți sare ceva în ochi ce s-a făcut mai bine. Da, sunt investițiile astea făcute pe fonduri europene, Cătălin. Atât. Ca, eu știu, servicii publice este o foarte mare inerție. Să mergi la o primărie pentru un document și nimerești, eu știu, în pauza de prânz, tragi cu pușca, nu găsești pe nimeni acolo. Sau poliția locală. Iar lucrați până la 4 și incidente se poate întâmpla și după amiază, mai dimineață. Da. Petrețuțe avea o vorbă cu aflarea în lucru ca metode de lucru. Aflarea întreabă. Eu cred că suntem pe plus, pe un mic plus e România. Avem în continuare dreptul de vot liber, chiar dacă eu știu, suntem la graniță cu războiul ăsta nenorocit. Și avem dreptul de a vorbi între noi și de a ne certa între noi. Mulțumesc. Absolut. Mulțumesc tare mult, Titi. Știți ce? Hai să v-am zis că azi facem un test absolut subiectiv, da, e un experiment. Cine călătorește sau vine din străinătate în România sau a venit, sau oameni care pleacă, circulă. Dom'le, ce vedeți cu ochiul liber? Care-i schimbarea care se produce aici și care-i diferența fundamentală între nația noastră de aici și cea unde trăiești acum, da? Aș vrea să știu lucrurile astea la 0372069599. Să știți că acceptăm telefoane și din vamă, direct. Sunt curios cine se enervează la ora asta în vamă, în România. Salutare, Raluca, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Eu sunt din Iași. Nu pot să spun nu vreau să spun mai chestiile rele, mă enervează chestia asta. Voi că nu mai aveți hanul trei sarmale. Bine, e adevărat că el era pe jumate suferit. Căzut, da. Da. Nu l-ați văzut cum arăta, adică am văzut, serios, era o dărăpânătură, da, știu. Trecea pe acolo, dacă mergeai pe jos, că scădea în cap. Acum, ce să zic, proprietarii, nu știu, am văzut și eu deodată că a dispărut, dar am trecut de timp pe acolo, arăta groaznic. Cred că mai avea dar șobolan dacă mai avea jine. Pe de altă parte, na, proprietarul e proprietar. Nu știu dacă avea dreptul dacă era cumva un monument, habar, nu am. Voiam doar să înștiințez pe cei care vin din străinătate la Iași zilele astea, că o să le lipsească o piesă de patrimoniu. Știu că noi suntem, zicem, domnule, o nenorocire, dar era o nenorocire că era lăsat cum era, știi? Da. Dacă o să le lipsească, că nu era funcțional, eu îmi amintesc, cred că eram copil că am fost acolo și am 48 de ani, deci astea spune că am suferit foarte tare. Da, ce nu se schimbă la noi? Deci se pot schimba multe dacă vrei, da? Deci, cum ziceam eu cu Ivan, nu trebuie să-l rog eu pe Iohannis să vină să-mi pună coșuri de gunoi. Nu, aia pot să fac eu la nivel de administrație locală. Eu, ca om, eu persoană, ca un om obișnuit, pot să fac și eu în jurul meu, dar ce nu se schimbă este mentalitatea ta și inerția ta care mă scoate din minți. Dar sunt liberă să o spun și nu mai ia nimeni pe sus cum te ia pe la vecinii de mai pe la est. Asta s-a schimbat și este foarte bine că ne permitem. Și oamenii poate nu-și mai dau seama, dar totuși nivelul de trai a crescut. Ei se plâng acum că nu găsești una alta cât mai scumpe, dar acum 30 de ani era mult mai greu. Mi-amintesc, cu toate că nu eram chiar... Eram adult aproape. Și dacă vrei să faci, poți. Numai că trebuie să vrei. Și prin alte țări s-au schimbat multe, mai ales că s-au tot impus și s-au dat amenzi și tot, că doar în norul că lumea își trage pe geam în Franța pentru că sunt amendați, nu că n-ar vrea. Pe bune, nu-ți mai drăguți. Când vin aici francezii, să știți, am avut. Sunt mult mai educați. Dau chiștoacele pe jos? Păi să-i amendeze, să vină poliția locală, dar ai auzit mai devreme că lucrează ce până la 4. Eu, dar nu poate. Da. Nu, că le zic eu și să aia furisită, că mă rog, nu-mi place. Na, asta e treaba. Dar dacă vrei, poți. Eu am făcut canalizare pe strada mea, că n-aveam, nu stau la casă, stau la bloc, da? Am fost președinte asociație până recent, că mi-am dat demisia că am alte probleme, dar așa în principiu. Dacă vrei, poți. Și lucrurile se schimbă și poți să schimbi. Și să știți că am întâlnit și funcționari la primărie care și-au făcut treaba. Am fost surprinsă, știți, că ajunzi, wow, chiar faci treaba, chiar o faci la timp și chiar ești amabil. S-a întâmplat și invers. Dar mi s-a întâmplat și așa. Ce mă irită pe mine maxim e Poșta Română. Ia, mă duc la poștă. Să știi că s-au schimbat imprimantele la Poșta Română, jur. Am întrebat, eu am fost eu într-o zi, aveam un plic și am zis, mai aveți, doamnă, imprimantele alea? Și a zis, nu, s-au schimbat, deci nu mai fac țiuitul ăla, dar tu ce-ai văzut?
Hai de capul meu. Deci, Doamne, m-am dus, ajungi la ora 1, nu la 1, la, nu știu, între 12 și 1 am presa, sau este o oră când e schimbă de tură. Doamne, deci se schimbă tura, se închide tot și sunt niște cozi infernale în același ghișe, te uiți, nu este decât o masă cu un singur scaun amărât și era și îndoit. Și vreau și eu un timbru pentru Europa, care acum costă 10 lei. Am primit 5 timbre de 2 lei. Și cu, Doamne, bine că e plicul mare. Ok, trecem peste asta. Și nu vă spun, nu știu, stai că la ghișeul ăsta nu se vând timbre, dar la care? La ăsta de la 5 cm de alături, stați că e o coadă de nu știu cât. Mă irită poștara unul maxim. Și au și un program scurt și pe bune, la ce schimb tura la ora 1, când tu, de fapt, ai început la 10? Sigur sună cineva de la poștă să zică de la 6. Mulțumesc tare mult. Da, domnule, uite, Poșta Română nu s-a schimbat. Cred că am și făcut o dezbatere la un moment dat. În fine, să știți că dacă veniți din străinătate, vreau să vă dau această veste care nu v-a ajuns la ureche. La începutul lunii, domnul deputat PSD Ionel Floroiu zice în Parlamentul României: unii nici nu mai știu dacă sunt român sau nu sunt, care locuiesc de 10 ani în străinătate sau de 10 de ani în străinătate. Ei nu au nicio contribuție la evoluția statului român. Nu mai au pe nimeni în România. Nu au mai venit în România de 10 și 10 de ani. Nu aduc niciun aport la dezvoltarea socială, economică și politică a acestei țări. Îl corectez eu pe domnul deputat, se zice, nu contribuie, că aduce aport e tot aia, domnul deputat. Îmi pare rău dacă din 700.000 de români se trimite, nu înțeleg cum zice, se trimit la vot 20.000, ce reprezentare să le dăm din partea românilor? Am auzit chestiunea asta cu diaspora, că investește în România, că aduce miliarde, zeci de miliarde. Practic, ce trimite 200-300 de euro la cei rămași prin țară, care reprezintă 0,01% din produsul intern brut al României. Sunt foarte puțini care vin cu investiții. În realitate, românii din diaspora, să știți că au trimis 3,23 de miliarde de euro în țară în 2020. Dar ce vreau eu să vă întreb, mai ales dacă veniți de acolo sau aveți legături cu cei din afară, este această contribuție dincolo de ce zice domnul deputat. Dom'le, cum se vede țara asta de la depărtare? Ce impresie mai aveți despre ea? 0372069599. Patricia, salutare! Salutare! Părerea mea este că suntem mai mulți plecați decât la momentul de față ucrainienii de la ei din țară și la ei e război. Deci sunt atâția dintre noi care sunt plecați fără acte sau sunt atâția dintre noi care au renunțat la cetățenia română, încât cred că un sfert din populația României e plecată peste granițe. Asta ar fi una. A doua, ce trimit oamenii ăștia în țară, orașele mici din România supraviețuiesc cu ajutorul celor care sunt plecați în străinătate. Deci aproape a doua familie are unul care e plecat, un membru care e plecat dincolo, care trimite bani. Deci s-a ajuns la o diferență între orașele mici și orașele mari, încât diferența socială este ceva de neacceptat. Da, pe vremea lui Ceaușescu n-aveam. Da, dar n-aveam toți. Acum nu mai au unii. Deci s-a ajuns la un nivel de sărăcie de pe vremuri nu o vedeai chiar în halul ăsta. Inegalitatea deci e mare, dar oricum să știi că pe toate calculele sărăcia nu e mai mare ca pe vremea lui Ceaușescu. Nu. Eram noi mai tineri, da. Dar este pe anumite segmente, pe anumite sectoare s-a ajuns destul de rău. Apoi ce am văzut este o țară a petecelor. Deci în anumite locuri s-a făcut ceva, că cu fonduri, că cu oamenii care s-au întors de dincolo cu mentalitatea de dincolo, că cu oameni buni care au vrut să facă ceva. Dar pe petece, deci nu pe unitar, ceea ce ne lipsește nouă este unitatea. Deci nu poți să spui că ai o bucată de autostradă și mama mia, wow, s-a făcut frumos în țară. Suntem atâtea bucățele de străzi și fiecare cu altă administrație, cu alt sistem de dezvoltare, deci rămâi șocat. De la unde? Ne sunt din străinătate sau ai fost în străinătate? Care e situația ta? În ultimii 20 de ani m-am plimbat cam peste tot prin Europa, am ajuns și până în Canada. Deci ce am văzut dincolo este faptul că dacă ai o casă de 100 de ani, nu o strici, nu o dărâmi, o renovezi, o adunci la actual și poate să fie... Deci uitați-vă la exemplu de, să zic, Anglia, da? Deci ei sistemul de canalizare l-au pe acela vechi, da? Deci bateriile lor sunt din acelea, cu apă caldă, apă rece, cum aveam noi pe vremea lui Ceaușescu, acum avem din alea cu manetă, ok? Bun, le-au renovat, le-au dat în chirie, le folosesc, te duci în Italia, vezi autoservirile de la noi, ok?
sunt în aceeași formă, sunt păstrate, au inclusiv lăzile alea frigorifice cu geam pe care le aveau noi în autoservire pe vremea lui Ceaușescu, funcționează în continuare. Ok, deci totul se poate curăța, totul se poate păstra, reamenaja, refolosi. Noi nu refolosim, noi dărâmăm și construim, fără niciun fel de aviz de arhitectură. Deci dacă vă uitați în orașele mari, vezi dita mai blocul de sticlă lângă un bloc Ceaușescu și lângă o vilă cu piscină. Da, ce... la noi în continuare susțin și o să zic an la rând că nu traficul e problemă, ci urbanismul absolut nenorocit al orașelor din România. Și exact. Dacă s-a întâmplat un lucru bun în București măcar, e că primarul Nicușor Dan a suspendat planurile alea urbanistice până când ne revenim. O țărucă. Adică până când se lasă unii de furat, că de fapt asta e toată treaba. Cam asta e problema, că într-adevăr bani vin, nu se pune. Dar dacă ești așa călătoare, ce te ține în România? Dacă tot ai avut ocazia să umbli și să pleci, de ce n-ai rămas? Pentru că acolo ești străin, aici ești în țara ta, măcar când te înjură, te înjură pe limba ta, deși te doare mult mai tare când te jură pe limba ta. Da. Dar e ideea asta. Deci nu știu, deci nu știu dacă este țara în care să îmbătrânim în ritmul ăsta. Deci mă îngrozește. Deci fac, de exemplu, Sibiu-Brașov. Pe toate laturile străzii, da, au, nu știu dacă e județeană, națională, ce Dumnezeu, în ce categorie au băgat-o, oricum arată ca o stradă de sat până se va face autostrada respectivă. Ai pe stânga și dreapta numai oi. Ok, se dau subvenții pentru oi, am înțeles aia, dar tu de când intri de la graniță până când ajungi în Brașov, vezi numai oi peste tot. Zici că suntem o nație de ciobani. Dom'le, nici nu știu să zic, e bine, e rău. Și în Scoția sunt oi, e adevărat că nu le-am văzut pe autostradă. Mulțumesc tare mult, Patricia. Apropo de diferențe, îmi povestea o colegă care a lucrat mult în America, că era lucru de care era îngrijorată în momentul în care ajungea în România, era diferența de atitudine a oamenilor care brusc erau posomorâți, îngrijorați și duceau povara vieții aici, spre deosebire de țara în care lucra temporar. Asta o șoca de fiecare dată pe aeroport. Marius, salutare! De unde ne suni? Bună ziua! Vă spun din România. M-am întors acum 3 zile. Locuiesc de 2 ani de zile în Anglia. Și revenind un pic la ceea ce spunea colega dinainte, să știți că și eu locuiesc lângă Oxford. Și pe stânga și pe dreapta autostrăzi de la Oxford pe Londra, M4 se cheamă, sunt oi. Și pe stânga și pe dreapta. Deci nu numai în Scoția, sunt și în Anglia, aproape de țara Galilor. Nu știu dacă sună ciudat, dar să știți că mi-a lipsit România. V-am spus, sunt plecat de 2 ani de zile, m-am prins Brexit-ul acolo, m-am întors acum în România și mi-a lipsit. Îmi lipsește, printre altele, sistemul medical din România, pentru că sistemul din Anglia, deși e foarte puternic, să vă dau un simplu exemplu, într-o noapte am făcut o criză renală, am stat 2 ore până a venit o salvare să mă ia, sunând la echivalentul 112-ului din România. Eu știu povestea asta, pentru că am locuit acolo și încerc din când în când să le explic cu oamenilor din România că există lucruri și mai proaste, că în România e bine că ai acces la medic. Și asta, exact. Cu ocazia asta, aș vrea să-i transmit, a fost un președinte de Consiliul Județean recent, nu mai știu, Deva, pune doar ceva pe aici, care s-a plâns de modul în care funcționează urgențele în spitalul din subordinea sa. Uite, ai ocazia să-i spui cum funcționează în Anglia, că eu știu care sunt diferențele, dar mai bine spune-i tu, că poate nu mă crede lumea pe mine. Nu funcționează urgențele, în primul rând. Deci dacă vrei să faci, nu există spitale private. În primul rând ăsta e clar. Deci e doar NHS-ul, care este sistemul National Health System. Pentru urgență trebuie să sun la 911, unde stai cu centralistă la telefon, un operator aproximativ de oră, după care te întreabă dacă vrei să primești sau nu ambulanța. Te ia ambulanța, te duce la spital unde aștepți încă vreo 2 sau 3 ore. Deci sistemul de urgență în Anglia este undeva la nivelul României în anul 70, anii 70, nu știu ce să vă spun. Deși, vă repet, foarte multe, vezi pe stânga și pe dreapta o groază de ambulanțe, o groază de... Nu funcționează. Deci suni, ai asigurare privat de sănătate, nu te primește la medic până nu primești o adeverință de la medicul la care ești înscris. O diferență majoră, să spunem că odată ce ai intrat în sistem și te-a văzut un medic, lucrurile merg ca la carte acolo, asta e diferența. Da, exact. Grijă de tine. Da, adică în momentul în care ai pus mâna pe tine, exact, e cum trebuie, dar până ajungi să intri la un medic în cabinet,
faci de 3 ori atac de cord, de 4 ori atac cerebral, de nervi, în primul da. Și bun, ăsta e lucru bun. Spune-ne și ce ai mai văzut la țărișoara noastră așa, dacă tot te-ai întors. Ce să zic, în primul și în primul rând, altă chestie care mi-a lipsit din România este faptul că dacă rămâi undeva pe stradă în pană cu o roată, se oprește cineva să te ajute. Asta e, mă rog, un exemplu simplu. În Anglia, lumea e foarte... Râdem de scandinavi. În Anglia e la fel ca în bancuri, adică fiecare cu treaba lui. Nu se apropie de tine, nu-l interesează, bine de teamă poate că să nu se întâmple ceva, ori de ideea de nu e problema mea, nu intervin. Ceea ce spunea cineva dinainte, într-adevăr, te simți, eu, pe marele meu noroc, sunt plecat în Anglia cu un serviciu din România, nu sunt plecat, mă rog, nu știu, ilegal sau mă știu eu. Tot ești privit, deși sunt am o funcție de conducere, tot sunt privit ca un imigrant. Deși am în subordine o groază de englez, sunt privit ca un emigrant. Au acel zâmbet pe față care te face să te simți că nu ești în țara lui. Îți spune un thank you de genul... Nu pot spune de ce simți în momentul ăla. Adică e thank you, dar de fapt în spate e ceva printre dinți. Și simți chestia asta, dacă vrei să o vezi, o vezi, dacă nu vrei să o vezi, mă rog, te doare undeva și nu ești atent. Asta o simți întotdeauna. Ce are găsit în România este același sistem de drumuri proaste, nelucrate, același urbanism, cum spunea cineva dinainte, făcut fără cap. De ce locuiesc, vă spuneam, undeva lângă Oxford. Lângă mine este un oraș, se cheamă Bath, e pe timpul romanilor. Și imaginați-vă că 90% dintre străzile care sunt în acel oraș sunt pe timpul romanilor. Totuși, se circulă. Totuși, străzile sunt făcute cu cap. Orice construcție e făcută cu cap. Astfel încât orașul nu este blocat. Vă repede, străzile au aproape 2000 de ani de când sunt create. Și totuși, e ok. Și plus ce văd la televizor, adică mă uiți pe la știri și mă sperii mentalitatea pe care o avem, pe care am lăsat în urmă acum 2 ani și o găsesc în același loc. Deși am votat din afară de fiecare dată sperând la nou. Nu sunt din acela care zic din România, nu mai îmi place România. Nu e cazul, nu pot să spun chestia asta pentru că nu o simt. Dar sper să ne îndreptăm în direcția bună un pic mai repede, pentru că da, ne îndreptăm în direcția bună, într-adevăr, să văd niște lucruri cât de cât mai bune decât erau înainte. Acum vă sunt din Buzău, orașul nașterii mele, și văd că s-a schimbat foarte mult în ultimii 15 ani, în bine, să zic. Bravo Buzăule! Dar... zic bravo Buzăului! Bravo Buzăului! Da. Mă rog, e ok. Are centură, domnule, ceea ce apreciez eu foarte tare. El e Marius, s-a întors din Anglia. Apreciez centura aia de la Buzău, că nu mai trebuie să treci șoseaua prin oraș, ceea ce era un adevărat chin. Bine, nu e cea mai bună centură din lume. Apreciez că au făcut cedează trecerea pentru cei care vin din oraș, nu pentru cei de pe centură. Asta e o realizare. Când o să mai facă centură la Râmnicu Sărat, la Focșanie, și am văzut că și la Bacău e. Dom'le, aia când a inaugurat doamna Dăncilă, centura aia de la Bacău a fost ceva extraordinar. Doru, salutare! Căutăm să vedem dacă România se schimbă. De unde ne suni? Din Anglia. Din Anglia. Salut, salut, trăiască Anglia. Să trăiască și România. Mai bine. Mai bine. Ia zi, Doru, ce vezi? Aș vrea să-l contrazic pe predecesor un pic. Păi contrazice un că de asta emisiunea un asta. Caz, nu, cu un caz nu pot să generalizez vis-a-vis de sistemul de sănătate. Eu am avut experiență bună cu când am avut nevoie de doctori. Deci nu se compara. Acum sigur că sunt cazuri și cazuri. Vis-a-vis de oi, eu circul în tot UK-ul și oile sunt peste tot. Aia e industrie, da. Vezi în stânga, poftim? Zic, aia e industrie, e... Da, și oamenii, adică nu e pentru ei ceva chiar nobil că cresc animale, nu ceva care să-i ducă, la anumite... Auzi, de-aia zi tu, cinstidorule, o brânză de pe marginea drumului ei, un cașcaval afumat? Nu. Adică aici nu iei de pe marginea drumului, în schimb sunt piețe în orășele mai mici, cochețe, frumoase, unde nu e adevărat. Sunt piețe unde fermierii își vând produsele, începând de la brânză, ouă și așa mai departe. Și mai iei, dar nu de pe marginea drumului. Și România cum o vezi tu de la distanță de acolo? Sau
multe de zis, Cătăline. Eu acum, în 2018, am fost cu mașina într-o, o să zic, un turneu așa în Europa. Anglia, Franța, Elveția, Italia și... Era 2018, centenarul nostru, 100 de ani de la Marea Unire, da? Și mă întrebam, totuși, ce au avut toate țările astea prin care am trecut, ce au avut ăștia în plus față de noi și noi n-am avut. Adică ei au reușit să-și facă infrastructură, să-și facă, ce să vorbim, multe, multe, și noi n-am reușit. Au avut un minus. N-au avut comunism. Țările alea. Au avut, adică, dacă... da, au avut și ei război, au fost și ei, deci tot ce am avut noi. Da, Doru, dar o țară normală, capitalistă, o țară știe să se dezvolte și, când e lăsată. Și o să-ți dau și o parte din răspuns. Eu aici urmăresc știrile din România frecvent, aproape zilnic, și văd ce se întâmplă în România și ce și cum, și văd pe canalele de televiziune o grămadă de experți în X și în Y, în habar n-am eu, în industrie, în economie, în finanțe, în social, în, apar și majoritatea foști oameni care au făcut parte din conducerea, în diferite sectoare de conducere acestei țări, fie local, fie ăsta. Și acum apar, deci 30 de ani au trecut și aproape că n-am făcut nimic, că dacă țara s-a modernizat, s-a modernizat mai mult datorită sectorului privat, nu datorită sectorului de stat. Și stai și mă întreb, dom'le, dacă ai fost expert și acum ești expert și acum vii în fața, la televizor, în fața noastră și spui că ești expert și ai fost expert și ai fost ministru sau ai fost prim-ministru sau ai fost, abar n-am, știu în ce instituție, păi unde-s rezultatele după 30 de ani? Pentru că suntem, n-avem infrastructură, n-avem, o grămadă de n-avem, putem să spunem. Da. Și aici e răspunsul. Nu am avut în acești 30 de ani, îți mulțumesc tare mult, Doru, nu am avut în acești 30 de ani o forță de muncă aleasă competent în administrația țării, mai ales după anii 2000, da? Cu noua clasă politică. Nu uitați că noua clasă politică a mers numai în jos și numai în jos și numai în jos. Dom'le, e cu părere de rău, adică de la guvernul Adrian Năstase, care... are niște bube în cap uluitoare pentru democrație și dezvoltarea României și așa mai departe, clasa politică din România zici că a mers numai în jos. Păi ăia toți aveau niște facultăți și puteai să vorbești cu ei la un nivel înalt în foarte multe chestiuni, așa cum erau ei. Gândiți-vă și faceți un pic de comparație de la acel guvern, da, care a atacat fundamental democrația românească în unele zone, da, și a pus un semn de autoritarism peste justiție și câte și câte au mai făcut, și uitați-vă la celelalte guverne, cam ce băieți au fost. E, ăștia au tras după ei în administrație, nu oameni deștepți, au tras oameni ca și ei, după care a venit perioada mafiotă, în care orașele din România sunt luate în administrare de grupuri mafiote. Citiți, vă rog frumos, publicația Rise. O să găsiți acolo modele extraordinare. Eu cred că asta e una dintre diferențele fundamentale. Lazar, salut! Bine ai venit! De unde ne suni? Bună ziua! Vă chem din Comuna Marginea, județul Suceava. Domnule, să mai fac la marginea la voi, să fac două lucruri. Ceramica aia neagră, stai că da, știu. Se face și acum, da. Se face și pantofi. Deci voi la marginea faceți pantofi, știu că sunt firme de pantofi acolo, nu mă înșel, nu? Am încercat să intru în emisiunea dumneavoastră pentru că mă simt atins de subiect. Te rog. Am plecat din România în 1995, în Italia. Deci ca vreo 27 de ani în urmă. Și partea bună, aș vrea prima dată să mă leg de partea bună. I-am arătat unui coleg din muncă italian câteva imagini cu comuna mea, cu satul meu, la care el m-a întrebat ce caut în Italia, având în vedere că trăiesc într-un loc atât de frumos, nu? Da. M-au zis? Da. Exclamam. Noi am spus însă colegului meu că comuna asta frumoasă nu are canalizare, nu are apă curentă, nu are o brutărie, lucruri destul de comune, adică foarte comune în Italia, știți? Nici azi nu are? Adică nici astăzi nu aveți la marginea lucrurile astea? Sau măcar parțial? Nu.
Nu, nu, deloc. Incredibil. Și, deci asta e partea proastă. Partea proastă, din nou, faptul când mă întorc de fiecare dată din Italia, din Oradea sau din satul mare, pierd cel puțin 10 ore pe drum. Deci lucru că nu s-a făcut nimic de și aici. Da, aici îți dau perfectă dreptate. Scuzați-mă, am un pic de emoții. Ia-o încet, că ești cu prieteni. Știu și eu drumul ăla, vii de la satul mare, vii pe sus, pe acolo. Cred că lucrurile au mers prea rău, pentru acum drumurile, cum au rămas acelea, sunt foarte, foarte aglomerate. Exagerat de aglomerate. Și nici nu sunt perspective ca în viitor apropiat să circulația să fie mai bună, să spunem. În altă ordine de idei, cred că românii, majoritatea celor care lucrează în străinătate, sunt niște oameni grozavi, se fac în patru, să-și crească copiii, să-i trimite la școală, să-i trimite la facultate și, în plus, își ajută și părinții, rudele care au rămas acasă. Cam asta cred eu. Și mai ceva, cred că banul public, mă refer la banul public, nu că se cheltuiește prost în România, dar se aruncă pur și simplu la groapa de gunoi. Se risipește, da. E o zicere foarte bună. Și în continuare rămân aproape uimit la ceea ce îmi spui tu, că o comună atât de mare și puternică și cunoscută în România nu are ce-i trebuie. Era o mândrie cândva. Da. Și mai vreau să spun că subiectul de astăzi e legat cu subiectul, la subiectul de ieri, pentru că vorbeați ieri de funcționarii publici care își merită sau nu își merită salariu. Cred că mare parte din ei nu prea își merită salariu, pentru că nu-și fac datorii. Da. Uite, s-ar putea să fie o altă vedere foarte bună. Mulțumesc tare mult, Lazar, de la Marginea. Ăla e un colț de rai românesc. Sunt întristat să aud lucrurile astea. Corina, ești la România în direct. De unde ne suni? Salutare! Din magazin sau de la aeroport? Îmi dau seama, am auzit niște... Corina, ne auzi? Da? Nu e. Cred că e... hai să încercăm cu Radu, să vedem. Salut, Radu! Alo! Acum e Corina. Salut! Da, da. Bună ziua! De la Porțile Deltei vă sun. De unde? Din Tulcea? De la Tulcea, da. Eu mă aflu la a doua emigrare, ca și ceilalți de dinaintea mea, o parte din ei, în sensul că m-am reîntors în țara românească după foarte mulți ani petrecuți în afară și exact cum a spus și domnul dinaintea mea, imediat cum treci granița te întristezi brusc. De ce? Pentru că să străbați de la Arad până la Tulcea 14 ore de drum este foarte greu. Pe urmă, mentalitatea omului, chiar dacă omul merge în afară, se educă, se comportă frumos, este bine văzut, din momentul în care a trecut granița, îl vezi cum aruncă pe geamul mașinii, gunoaiele și tot ce au adunat pe parcurs. Iar în țările de din afară, știu să coboare din mașină și să le pună la cușul de gunoi. Oare de ce? Ne întoarcem în țară, asta se întâmplă. Ne întoarcem în țară și avem impresia că putem să facem ce vrem în țara noastră. Dar de ce știu cei din străinătate unde ai trăit tu să arunce la coșul de gunoi și noi nu? Păi, pentru că vezi cum se comportă ceilalți oameni în jurul tău. Ești foarte bine cu tine însuți, împăcat, ești respectat. Și când ajungi acasă, te lovești de o mulțime de întoarceri în timp. Și, bine, aici vedeam, când veneam numai în concediu, vedeam schimbări. Era frumos în oraș. Dar când mergeam prin satele de prin jurul Tulcei, rămâneam foarte dezamăgită. Nu sunt ajutate aproape deloc. Cel puțin cei din Delta Dunării sunt departe de a fi ajutați. Ajutați prin sistemul județean, conducerea județeană, cea locală și așa mai departe. Cred, părerea mea este că lucrurile se vor schimba când nu vor mai fi cei care au domnit în anii 2000, în anii 90-2000.
Dar, din păcate, ei și-au educat foarte bine o mână de oameni să fie ca ei în continuare. Să știi că nu mai sunt ei. Mulțumesc tare mult, nu mai sunt ei, dar ce a venit după ei, multe situații urmașilor, e ceva îngrozitor. Radu, salut, acum am ajuns la tine. Salutare, mulțumesc, am așteptat un pic. Am cer scuze. Diferența, acum ajung la aeroport, văd așa, văd domnișoare românce întorcându-se din excursii, certându-se cu emotional outburst. Văd concetățeni care dau telefonul pe speaker și spun ce minunat sunt ei rudelor de acasă sau vorbesc în WhatsApp cu camera deschisă și se uită tot aeroportul la ei. Când ajung în țară la Otopeni, pe trecerea de pietoni, nu-mi dă nimeni prioritate, aproape mă calcă pe trecerea de pietoni și poliția nu face nimic la 100 de metri lângă. Deci cam asta văd atunci când mă întorc în țară de pe unde mă întorc. Da, de ce e diferența asta pe care nu o putem corecta? Pentru că școala românească nu te învață să bunele maniere, nu te învață să-l respecti pe celălalt. Noi suntem foarte competitivi și călcăm cu picioarele pe ceilalți. Dacă există un conflict, pur și simplu între noi îl vedem drept dușman de moarte pe celălalt, ceea ce este o ciudățenie pe care cumva psihologii și pedagogii ar trebui să o explice și să o rezolve. Nu știm să colaborăm, este un defect principal și în plus că nu avem autostrăzi și tot ce spuneați mai devreme, fraților, noi nu suntem capabili să agreem un plan de care să ne ținem. Da. Toți ceilalți, dacă au făcut ce au făcut, au făcut planuri pe obiective concrete, cu pași concreți agreați și în plus s-au ținut de plan. Asta avem funcționari care nu-și fac treaba. Asta n-au e din cauza că nu reușim să colaborăm, să știi. Te rog să te uiți la episoadele pe care le-am făcut cu Paul Olteanu la Mind Architect, le găsiți pe YouTube la Europa FM și avem această explicație absolut formidabilă. Competitivitatea de care vorbeai a noastră, a românilor, și modul în care suntem educați nu ne lasă să colaborăm și să ne pasăm planuri pe mai departe. De asta nu reușim noi să avem un obiectiv, știu eu, autostradă, un spital, pentru că nu vrem să colaborăm cu cei dinainte sau cei diferiți nouă. Da, foarte corect. Mai sunt câteva lucruri. Funcționarii nu au obiective specifice și nu sunt evaluați pe baza unor obiective pe care ei le ating. Cred că domnul Ciucă, dacă ar putea să facă o schimbare aici, lucrurile s-ar schimba peste noapte în România. Da. Nu la domnul Ciucă. Mulțumesc tare mult. Să știi că ne oprim aici, dar eu cred că e bine că ai intrat ultimul, pentru că ai pus cea mai bună concluzie. Incapacitatea noastră de a lucra în comun, ăsta e lucrul care ne diferențiază fundamental. Nu faptul că nu facem sau că nu avem, ci că nu reușim să ne punem cap la cap ca să avem și să ne pasăm unul altuia diverse treburi sau să lucrăm împreună. Vă mulțumesc tare mult! Interesant experiment astăzi, să ne vedem cu ochii noștri din afară. Mâine, echipa Europa FM este la Sibiu. Facem o ediție specială cu părintele Constantin Necula să vorbim despre iertare, dacă vreți, dacă putem să iertăm pe ticăloși în aceste vremuri nenorocite. Sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.